că declarația de refuzare înaintată judecătorilor curții de apel Chișinău în cadrul cauzei de contencios electoral cu privire la anularea hotărârii Comisiei Electorale Centrale din 5-6-2021. Declarația de refuzare se judecă în cadrul completului format de judecători Angela Bostan, Veronica Negru, Grigori Dașchevici, referul ședinței Credor Olimpii. Se anunță despre faptul că nu se admite refuzarea judecătorilor care soluționează cererea de refuzare. Se verifică prezenta în cadrul prezentei ședințe. Vă rog să vă prezentați. Mihaela Floraru Veronica, reprezentant legal cu vot de drept comunicativ în partea ta. Reprezentantul Partidului Democrația Acasă, avocatul Pietru Dulot. Reprezentantul Partidului Aur, Dorin Chirtac. Nu mai e loc, sau distanța nu este respectată. Da, am vrut să trec la prima masă care sunt cu părțile, dar nu se prea respectă distanța. Dacă este ok, acum distanță, e bine. Reprezentantul blocului electoral Renato Obstat, avocatul Igor Porchiu. Reprezentantul Cretivot Consultativ, Căciu Gheorghe, al blocului electoral Renato Obstat. Dar mulțumesc și prima masă. Reprezentantul blocului Renato Obstat, avocata Natalia Bairaman, reprezentantă. Eu am cu reprezentantul Partidului Politic, Partidul Internațional. Dacă se poate aici, ca să vedem, să nu omitem cumva pe numai. Așadar, se vor audia motivele refuzării înaintate. Se anunță despre faptul că înregistrarea video și audio a ședinței de judecată se permite doar în cadrul începutului ședinței și pronunțării hotărârii asupra situației care astăzi se dezbate. De aceea, o să vă rog la începutul dezbaterilor situației de refuzare să deconectați camerele. Se înregistrează ședința audio, se întocmește procesul verbal al ședinței, respectiv participanții în proces vor putea avea acces la, aceste înregistrări. Vă mulțumim pentru înțelegere. Așadar, a fost anunțat completul de judecată, declarația de refuzare a fost înaintată de... Trăiască și mai liber și independent o justiție care nu dă voie nici să filmez. Te dau afară. Au și ascunde. Oricum mă duc înapoi, închid transmisiunea în direct. V-am arătat că suntem în proces de judecată. Vă țin la curent cu toate noutățile care urmează aici la Curtea de Apel. Fiți cu ochii pe noi.